Deci a privit câtă lume se îndreaptă acum spre plaje. Acolo vreau să ajungem și noi. Asta e camera de la hotelul Iscar, v-am mai arătat-o eu. Mergem și noi la plajă. Mergem, Pita, acum? Da, da! Dragilor, hotelul ăsta Iscar este construit în 1970. Ia să vedeți, asta e unul dintre corpuri și în corpul ăsta suntem noi cazați. Uite că se vede mai bine de aici. Acolo la etajul 9 suntem noi cazați. Acum hai să mergem pe plajă, cum așteaptă Ileana, David. Acum suntem în, cred că, cea mai aglomerată perioada anului. N-avem mult de mers până la plajă. Hotelul chiar e bine poziționat. Aici sunt, uite, magazine. Aici e și un supermarket Aldo. Aici un alt supermarket. Deci poziționat foarte bine. În fața aici e un Mac și pe lângă el e accesul la plajă. Nu avem plajă privată sau altceva. Au fost prietenii noștri mai devreme și au rezervat șezlonguri. Uite, aici în stânga este hotelul Geravi. Dacă îl căutați pe Google, o să vedeți că are un scor foarte mare acolo, recenzii foarte bune. Așa arată aici. Și este exact poziționat așa pe plajă. Aici în stânga, hotelul Blue Pearl. Ia uitați ce fain. Foarte fain, am stat aici. E un hotel cu scor bun la Google. Și acum haideți să vă arăt și apa. Asta e plaja cu șezlonguri. Acolo e prețul pe undeva pe acolo. E 10 leva șezlongul, 10 leva umbrela. Adică am în două 50 de lei. Și aici e o plajă liberă de șezlonguri. Puteți veni cu prosopul. Oi, ce e aici? Ia uitați-vă. E plină plajă. Apa arată foarte bine. Sper că m-au auzit. Ia uitați. Apa este impecabilă. Asta e plajă. Foarte fain. Salut, Bita!